prieten. Alexandru m-a sunat într-o zi și m-a invitat să facem un vlog pe YouTube. Dar înainte de asta eu am spus Alexandru, mi-am pus eu așa în cap. Alexandru, eu o să vin, o să verific, o să gust mâncarea ta și dacă se merită, atunci o să facem vlogul, dar dacă nu, nu. Să văd eu s-a meritat cuțitul de aur sau nu. Așa că haideți împreună. Eu o să mă instalez, o să comand, nimeni nu mă cunoaște aici, așa că haideți să gustăm. Masă 2. Masă 2. Anghinarele cât ni le dai? Nu, nu, nu. Lasă. Nu faci că am șus și gata. Vopșeta e cu altă comandă. Vopșeta. Mușchileț mou. Neacum. Seară. L-am rieș tu? Da, конечно. Ești liber. Aș dori o colă, vă rog. Rece, cu gheață. Și mă cunoști așa? Mă cunoști. Alexandru e aici? Este. Este? Să nu spui că eu sunt la masa asta, da? Deci aștept o cola și pentru meniu mă mai uit un pic. În caz care aveți întrebări, eu mă apuc pe ceva. Mersi mult! Mi se pare cartea foarte mare, Alexandru. Eu aș merge mai mult pe 3 antreuri, 3 pieluri principale și 3 cărnuri sau pești și schimbate așa periodic la 3 luni, la 3 luni. Două sosuri parmezanuri avem. Parmezan cu trufe. Îmi place că este și mâncare tradițională. Ok, ok. Wow, avem creveți, midi în sos. E un amestec de restaurant și braserie în același timp pentru mine, pentru că avem și burger, avem pizza, în același timp avem și mâncăruri foarte cu trufi, cu parmezan, deci interesant. Adică aș zice că e pentru toate gusturile, deci poate și un copil să mănânce și un adult și... Ok, dar oare ce să mănânc eu de aici? Ai un oaspete. Noi avem mulți oaspete. Ai unul mai special. Și oaspete. Nina au venit, Nina Hariton. Se simte Italia și experiența lui Alexandru aici, pentru că avem foarte mult parmezan, foarte mult gorgonzola. Bun, te-a venit la noi la restaurante? O, Paris! Dar și la Paris gata, nu mai credeți bine? Ai înțeles? De la Paris au venit la noi, de atac. Acolo s-a săturat să mănânci tălăbură. Da. Și vreau să mănânci normal, da? A, uite, aș vrea un tartar de vită. Asta e specialitate franțuzească. Deci o să-l pun pe Alex să se văd. El a făcut după rețeta franțuzească sau după italienească? Așa că eu chiar aș vrea un tartar de vită, te rog. Și o să comand o tartă tatin. Tartă tatin? Special la tatin, să vadă. E așa cum mă fac francezii sau nu așa cum mă fac francezii? Francezii. Mulțumesc! Mă, ce drăguță e! Chiar nu mă așteptam la așa farfurie. Bravo! Și drept în Franța, tartarele de vită sunt tare clasici. Asta e revăzută, tartara de vită a lui Alexandru. Wow! Super bună! Chiar e bună, rău! Și mai pune niște sare. Frumoasă! Nu m-am așteptat, chiar nu m-am așteptat la așa ceva. Asta are miros de trufă. Mus de parmezan cu trufă. Da, eu dau nota 20. Păi și au mâncat din asta, nu? Au mâncat tartar și ok. Personalitatea lui Alexandru aici, se vede că e personalitatea lui. Mie îmi plac când șefii fac altceva decât doar ceea ce văd. Adică nu copii, dar ei se inspiră și adaug personalitatea lor. Și la masa 4 a stixit ha? Hai. Deja? Tu ești Sarița. Aici? Uite la mine și uite la tine. Eu am înțeles că deja ai mâncat. Da, eu am mâncat tartar de bœuf. Tartar de vită, scuze. Tartar de bœuf. Cu mus de parmezan și cu trufe. Ai înțeles, parmezan, așa. Te simți experiența din Italia aici. Da? Da, îmi place chiar meniul. Ai un pic și de fine dining, dar ai un pic și de bistro, știi? Adică lumea poate să mănânce și o pizza și un burger. Și cu critica noastră. Dar eu dacă aș deschide un restaurant, știi ce face? Ce? Aș minimiza un pic cartea ta. Deci aș schimba o... mai mică? Da, mai mică. 3. Nu merge și îți explici și de ce. Produsele care sunt la noi sunt extrem de limitate. Tu nu ești în Franța, da, ca să ai produs sezonier. Moldova sezonierul e 3 luni pe an. Nu poți face un meniu bazat pe sezon doar din cartofi, înțelegi? Roșiile ai o bucată limitată de timp. Da, da. Piersicii, spărânghelul moldovnesc e doar o lună. Noi deja am testat asta pe noi. Eu dacă sunt acasă din 2016, am încercat să minimalizăm carta și când vine oaspetele, dar eu n-am și mâncat.
N-am și alege. Da, da, da. Da, am înțeles. Și cum a fost tartarul? Hai, zi. Foarte bun. Serios? Mi-a plăcut. Chiar am fost plăcut surpresă pentru că, din două motive. Știi de ce l-am ales, nu? Din două motive. Pentru că, deși nu... Deși nu, da, da. Și al doilea, pentru că vin din Franța, știi? Ok, acolo... ok. Chiar vreau să văd gustul la vita noastră. Adică, okay, tu, da. Oricum, ea nu-i, cred că, din Moldova. E în export, oarecum. Și da, 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 este. Dar, vreau să rog de o cola rece, zero, please. Și am comandat tata-tatan. Oh, el am spus jos la băieți. Zic, ei, să vezi ce faci cu tatăna ăsta. Tu încerci să te scuzi deja, no, pentru că știi că nu e cam original, așa? Ei, să-l guși și să-mi spui dacă așa, regăsești elementele originale. Hai în premieră, Nina Hariton. Și aici ești pun gheață, vara. Înghețată ești pun, sau un sorbet. Îți explic și la înghețată. La noi, în Moldova, nu este înghețată bună. A, nu este? Bună nu. Asta e bună. Dar uite, vezi, asta e. Lipsește înghețata aia rece care se aduc un tuș de freșor așa. Ia să noi mărți frumos de mascarpone, simplu, cu leacă de frișcă, zezi de portocală, no, cumva. Ce măr folosești? Măr moldovnesc, cel mai simplu verde? Măr. Sincer, e foarte bun. Și bine că, uite, de exemplu, am mai gustat în alte restaurante, era tarta tatam făcută din foitaj, știi, și într-adevăr se cunoștea da, că ei au făcut-o și ei au doar reîncălzit-o. Ah, nu m-am uitat la prețuri. Despre cum uitat prețuri. Tu ai văzut la mine pe story că eu am fost ieri la un restaurant tare renumit. Și am fost tare șocată așa de prețuri. Okay. Am ieșit cu un tichet, 4 persoane, 7800 de lei. Am mâncat un filet mignon, ne-a costat 900 de lei filet mignon. La mine cel mai scump e foie gras și sos de trufie e 450 lei. 450. Uite asta, 900 lei. Aici e piure de trufă și sos de... Demiglas? Da, un demiglas. Cineva vine în restaurant și spune că la noi prețurile scump. Roșiile din grădina mamei, deci parfumul ăsta e 350 lei. La tine cât e un antret? Cel mai scump e 240, da? Păi da, dar sunt jacurile care se extrem de scumpe. Și aia e caracatița, cumva, sunt produse scumpi din start. Tatachile de ton cu ponzu. Am luat un platou de fromaj, uite la platouașul. E mic tare, deci asta e 500 lei. Eu nu zic că noi suntem ieftini, depinde în comparație cu ce. Bun, eu am un cadou pentru tine. Asta e cartea mea. Și aici ai rețeta de tartă tatan. Originală, okay, de la mama ei. Asta e o carte cu rețete franțuzești, adică bazele bucătăriei franțuzești. Ok, n-am sentiment. Nu. Eu m-am apucat de vreo 2 ani de zile. Hai să scrim o carte, hai să scrim o carte. Și încă n-am dus-o la bun sfârșit. Vezi că am un nou găsit. Ideea noastră este să facem acum un vlog cu rețetele vechi. Descoperite și deși nu să facem o fuziune între rețete vechi, dar cu tehnici moderne, știi? Ceva de genul. Ar putea fi o variantă, încă lucrăm, dar tare, tare îmi doresc să scriu ca. Comerzant trebuie să fac 3 realizări. Să mă apuc de cursuri de bucătărie, să predau, că mie asta îmi place. Cartea și... și gata. Și gata? Și gata. Producătorul... Ne aflăm la Kaufland, unde, ca de obicei, eu fac cumpărăturile și astăzi gătim pentru cineva special și într-un loc special, împreună cu Nina. Abia aștept să ajung acolo, să facem fericiți niște mămici. Ce-s de frumos smochinile astea. E fantastic de gustos. Wow. Pâine. Deci, pâine avem de ales până mâine. Hai la cărniță să ne uităm. Cărnăciori. Dați-mi porc dită, dar... Sunt careva produse care nu mancau. Când le găsești, ca de exemplu ulei de sesam prăjit, care eu l-ador, găsești de toate la un preț corect. Și mai vrei. O să avem nevoie de cartofi, un pic de brocoli și ceapă verde. Și mai vedem noi. Mulțumesc, zi bună, la revedere! Mulțumim, Kaufland, pentru cumpărături frumoase și gustoase și acum hai să anunțăm pe Nina unde gătim. Pa! Așa! Da! Tu ai o surpriză pentru mine? Rapid, unde vrei să mergi? Mi s-a făcut o invitație de la o asociație, care e Diaconia, în incinta asociației. Sunt 8 mame cu copilași mici. Super! Care au careva
problemuță, de să numim așa. Am avut invitația asta să plecăm să gătim ceva pentru mămici. Te bagi? Mă bag. Te bagi. Gătesc și ele cu noi? Sperăm. Da? Hai să vedem. Deja chiar noi gătim, dar ne-am vedem dacă avem ajutoare foarte bine. Dacă nu avem ajutoare, Doamne ajută. Sunt Mihaela Belei, sunt coordonatorul programului În brațele mamei la Misiunea Socială Diaconia. Centrul maternal a fost deschis în septembrie 2011. Înainte de asta susținea mamele acasă, dar am văzut că sunt și situații în care mama trebuie scoasă din mediul acela sau mami care pur și simplu nu pot singure să-și crească copilașul. Cele mai multe din ele sunt la primul copil și atunci e necesar să ai o rețea de suport, un centru în care să le asistăm 24 de ore și să le oferim și un loc sigur. Multe din ele erau din situații de violență, alcoolism, boli contagioase și chiar era necesar să le scoatem de acolo. Până acum am reușit să susținem peste 180 de cupluri mamă-copil. Avem psiholog, asistent social și 3 pedagogi sociali care stau cu ele 24 de ore pentru ca să le învețe abilități de viață, abilități de îngrijire a copilului, care sunt foarte importante pentru că, conform regulamentului, ar trebui să stea doar până la un an. Sunt situații în care nu stau un an pentru că reușim să rezolvăm problemele repejor, dar sunt și situații când stau peste un an, pentru că, de fapt, ne ghidăm noi din niște reguli, dar până la urmă noi vrem să rezolvăm situația cuplului mamă-copil și vrem să ne asigurăm că copilul rămâne împreună cu mama. Centrul are 10 locuri cuplu mamă-copil. Acum avem doar un loc liber și este în așteptarea unei mămici și a unui bebeluș. Au strictul necesar. Mama și copilul stau singuri. Încercăm să le oferim și intimitate și un spațiu sigur pentru ele. Mamele astea vin din situații unde au trăit traume grave, au trăit abuzuri, au trăit abandon și atunci e mult mai dificil să rezolvăm cazurile. Când pleacă mamele, ne asigurăm că între ea și copil există un atașament, că nimeni nu pleacă, nu știu, cu problema nerezolvată, ne asigurăm că ea merge într-un loc sigur. Pentru mamele orfane încercăm să le oferim studii și un loc de muncă. Permanent primim cazuri noi și fiecare cu istoria lui și fiecare ne emoționează. Avem bucătăria pentru 5 mame, unde își gătesc singure. Sigur, noi mergem cu ele la cumpărături, ghidate de pedagogi. Dacă nu pot găti, dacă pot găti, ok. Mănâncă ce vor ele, nu le gătim centralizat. De când ne-am deschis, toate hainele pentru mămici, încălțămintea, toate bunurile astea care le vedeți, jucării, le avem din donații. Pe www.diaconia.media acolo să vedeți cum pot face o donație, nu știu, de pe card. Tot timpul avem nevoie de produse igienice, scutece, astea trebuie și sunt costisitoare. Cum centru are 12 ani acuși și este nevoie de o reparație și încercăm să strângem fonduri pentru asta. Fiecare se poate implica cum dorește. Noi suntem deschiși și discutăm. Am fost plăcut surprinsă când mi-ați anunțat unde o să filmăm, pentru că subiectul violenței domestice este un subiect foarte sensibil pentru mine. Eu când eram în liceu am fost foarte mult implicată în voluntariat, cu asociația La Strada. Știm că sunt așa centri la noi, dar nu știu, mă așteptam cu totul altceva. Însă când am intrat înăuntru și am văzut că e curat, e aranjat, e frumos, au bucătărie, au toate condițiile, e foarte superb și de apreciat chestia asta că la noi în țară sunt așa centre unde tinerile mămici se pot adresa la o mână de ajutor și fugi de la care cândva situații neplăcute în familie. Cred că e foarte important să aducem la cunoștință astfel de case, că există și că fetele au un suport atunci când își doresc să facă un pas, pentru că îmi dau seama că nu e ușor să pleci de acasă
având o situație de violență, să pleci de acasă cu copil și să nu ai unde stai efectiv. Deci cred că astfel de case ar trebui să fie din ce în ce mai mult în Republica Moldova și să se vorbească din ce în ce mai mult despre astfel de locuri. Ambele sunt venite dintr-o situație de violență. Una e mai tinerică, recent căsătorită și a decis că nu vrea așa să trăiască și noi o susținem și o apreciem pentru că multe din ele se întorc înapoi în mediul acela de unde vin. Ea, uite că a decis că vrea să meargă pe alt drum. Mă numesc Lena. Am 18 ani, sunt mama unui băie de 9 luni. Mai am încă un frate și o soră, ei sunt mai mici. Mama cu tata sunt divorțați. Tata nu-l cunosc deloc, mama e invalidă. Copilarea tot am petrecut cu bunii. Stăruie să-mi oferită ce aveau ei, chiar și dragoste de care n-am avut de la părinți. Mama psihotare, după care s-a recăsătorit și nu vrea să mai iei cu ei dânsă. Cealaltă mai mică e venită la fel dintr-o situație de violență, a crescut prin diferite servicii sociale. Mă numesc Nastia, am 27 de ani. Eu de acum am 4 luni de când sunt în centrul ăsta. Sunt din Chișinău, clasa nouă internat. Când părinții au decedat, aveam 3 anișori. Am trecut la casa de copii, pe urmă la internat. Am o fetiță, o cheamă Olesia, împlinește de grabă 2 anișori. Am rămas pe drumul cu fetiță. Tream cu soțul meu și el mă bătea. Când bie, așa era. Din ziua așa de când m-a bătut ultima oară, am decis că eu trebuie să plec de la el. Cu tata lui m-am cunoscut la muncă, unde lucram eu. Ne-am mutat împreună, am trăit o perioadă. Pe urmă s-a început violența în familie. S-a început cu strigăte, după care lovit prin pereți, după care lovit în mine. El știe că eu cu un copil nu pot să mă duc, dar pentru dânsul o palmă, două, asta nu era bătaie. El spune că dacă tu nu ești vânăt, nu ești coastele rupte, asta nu-i bătaie. După care mai multe persoane ne-au spus de centru ăsta, n-am avut curaj, hai să mai dă o șansă, poate să schimbi și nu s-a schimbat. Dacă n-am văzut când începe să rădești palmă și la băiet și strigă la dânsul, am zis că nu, mai departe nu se poate. Atât. Atunci am sunat la centru, am spus povestea mea, a doua zi am spus că mă duc până la policlinic cu băietul, că el sunt rău. Și am luat cartele medicale, unele haine pentru băiet și am venit în coș. Prin asistența socială am ajuns aici la Diaconie. Mulțumesc oamenilor care m-au ajutat din centrul ăsta pentru că sunt într-o situație foarte grea. Ne învață multe lucruri care poate nu le-am știut înainte. Cum să-i dai un prim ajutor la copil? Cum să avem grijă de copiii noștri? Chiar și când dai ceva pe suflet peste aproape de un educator să-i spui și el te ascultă, te susține ca o mamă. Băietul meu de mult, e mai liniștit, nu e așa stresat cum era înainte. Și în primă zi s-a adaptat aici, adică el a luat copiii, s-a luat după ei. Am dat fata la grădiniță, acum m-am aranjat la un lucru. Vreau să îngrămădesc niște bani pentru o cameră undeva în chirie, să plec cu fetița mea să trăiesc, să lucrez. Băietul dă la creșă, eu am să ies la muncă. Care de mult să vedem. Cred că să iau o chirie după un an de zile de stat aici. A să mă descurc. Nu trebuie de răbda violență. Persoanele care sunt violente, ele nu se schimbă. Oricât șansă nu îi dă, ei nu se schimbă. Eu le-aș spune să ceară ajutor, pur și simplu. Dacă simți că există oarecare semn de violență în familia ta, trebuie să pleci de acolo și să ceri și să cauți ajutor, pentru că ajutor există foarte mult, de la prieteni, de la familie, dacă nu la familie, în societate. Nina Hariton, moldoveancă de noastră, care a câștigat anul ăsta, da? Da, anul ăsta, da. Șef la cuțite, e un concurs de bucătărie în România. Și vă rog să vă mândriți cu atât puternică, așa, stimabilă Nina. Eu sunt Alexandru Comerzan, bucătar de meserie. Am trăit în Italia 14 ani și am învățat de bucătar. Eu am câștigat o leacă înainte. Noi cu Nina ne-am gândit să facem ceva de sezon, proaspăt, ușor, lejer. Ne-am sunat azi dimineață, Nina, și facem. Eu dormeam. Și mi-a spus, eu n-am cumpărat nici din prășit. N-ai cumpărat Nina? Bă, tu! Ați facem niște roșii cu brânză, că asta e moldovenesc, asta e mâncarea mea preferată. Am luat niște cărniți taliate de vițel, așa, țăriu, și o să tăiem cu un sos de parmezan, Nina, să-l fac. Și să facem niște persici și niște brocuri șcat. Perfect. Și am luat și un harbus. Perfect. În perioada asta. Mersi, șef. Eu
Eu zic în felul următor, după asta vedem cum faci. Eu mă ocup de parte de grătar. Eu am de făcut la grătar cartofii, broccoli și cărnița. Tu un procent faci carpaciu de roșii și sosul de parmigiano. Și dacă voi tostare, o leacă de semințe. Let's go! Hai, descurăță niște usturoi. Cartofii fără usturoi e ca bărbat fără burtă, nu se pup, știi? Dar mie îmi place usturoiul, dar bărbatul cu burtă nu prea. La cartofi o spun o leacă de ulei, o leacă de piper. Te-ai brânzat la tine? Îți place mișluia? E, da. Vrei să gust? A, tu știi că în bucătărie e foarte important să gust orice produs. Și să-i punem, uite, și într-o parte. Și dăm voie cartofii să gătească. Sunt bune grătarele astea? Extraordinar. De fiecare dată am zis. Weber-ul e mai ales aista, care e pe electric, mega comod, îl duci unde vrei, se încălzește în 10 secunde. Okay. E superb. Și gătești orice. Dar mirosul ăla de fum nu... Este. Stai liniștit că ți-l dau eu mirosul. Tu iară ai fișca, da? Două frunzulițe de rozmarin ți-ai pus sau de salvie și ai dat un miros de fum fantastic. Okay. Apropo, da, grătarul de la prietenii noștri de pe foc.ro. Produsele Weber le găsești pe platforma pe foc.ro. Eu să văd acum cuțitul lui Alexandru cât de bun e el aici. Și ideea e că tu nu trebuie să apeși, trebuie știi prin mișcări, te vezi? Nice. Subțirel și miroasea usturoi, miroasea burtă mare. Șef, dar roșiile astea ce faci în gust? Sunt cam multișoare, să vedem dacă ceva facem... Dar faci tu de diferite culori, diferite fiele. Te trebuie să o învăț. Tu la femeie, eu am impresia că tu nu suporți femeia în bucătărie. La tine cine gătești acasă? Soția. Cam greu te-ai gândit? Soția. Da? Mai aveți 10 minute, mai rapid, Nina, mai rapid! Am spus să lucrezi, Alexandru, nu să stai să lucrezi altul. Eu știu că tu eu cred că chinui prea mult. Învăța, dar nu, eu trebuie să facem. Stai mai groasă, Oleac. Nu, trebuie să facem carpaccio frumos. Cum vrei, tu ești șefa, eu nu mă bag. Când noi am început să filmăm, el nu m-a contrazice pe mine. Școala italienească și școala franțuzească nu se două luni școli diferite, așa, da. Unde Italia și unde Franța, mă înțelegi? Da. Adică... Franța e în centru, e coroana Italiei. Dacă te uiți, Italia e mai jos, dar Franța e niciodată, coroana, știi? Niciodată în viață. Bucătăria italiană, bucătăria franceză. Asemănătoare, dar foarte diferite. Cred că între mine și tine s-a văzut Italia-Franța, știi? Campionatul lumii din 2004, îmi pare că a fost, da? Este al dente, gen în italian. Exact, al dente. O zic bucătăria franceză, sunt că Italia, Italia tot e acolo. Este. El surori ca tare. Surori care nu prea să iubesc una cu alta. Nu, fiecare proporție la lui. Noi încercăm fiecare să ne apărăm punctul nostru de vedere, pentru că sosul l-am învățat într-un fel în Franța și în Italia poate să învață altfel sau să mai adaugă ceva. Asta e destul de ok și eu cred că e normal să se întâmple asta, pentru că până la urmă bucătăria e loc de creații, loc de inspirații, tu acolo îți pui semnătura personală și eu cred că și bucătăria franțuzească și bucătăria italienească este foarte, foarte bună și foarte bogată. Cum brânza mea de la Cimișle e bună? La noi la sud se face cu mai mari găurile, Oleac. La noi la sud, a, dar tu eu tot ești la sud, la sud. Așa, dar nu, la dar... noi la sud. Asta e sudul, un pic spre centru, așa. Dar tu de unde, de ce s-ai din Cimișlea? Din Cimișlea, oraș. A, tu ești la... Eu sunt la oraș, să-mi zic că miroasa salcâm. Scuze, eu sunt de la țară, de la Slobozia Mare. Dar stai o găină. Aoleu, asta e plăcerea mea. O găină să jupoi un iepuraș. Să jupoi un iepuraș. Și mie, nu tai! Serios, n-ai niciun stres. Nu, asta e plăcerea mea, știi? Cea mai mare. Eu nu mă enervez, eu rar mă enervez, știi? Dar uite când tai o găină, parcă, nu știu, parcă... Dar nu te uita așa la mine, că nu te tai pe tine. Nu te tai pe tine. Păi înțeles că... Voi credeți că eu am glumit? Nu, e pe bune. Pentru mine asta a fost șoc, Nina. Dar pe tu acasă nu tăiai găini cu mama ta? Doamne ferești, niciodată în viață. Nu tai, mor de foame, dar nu tai. Dar pe nu cine tăia când erai tu micuț găini cu mama ta? Dar să jupoi? Da, Doamne ferești. S-o penesc? S-o penesc, da. Tu nu făceai poze de alea cu purceluși când erai micțel? No. În paie? No. Știi când stăia porcul la Crăciun? Noi acasă, mama ne-a pus la treabă când eram micuți. Fugeam după găină, o apucai, puneai gâtul pe buturugă din lemn și cu piciorul țineai picioarele, cu mână țineai gâtul și cu altă mână dădeai cu tăporișca.
Așa era la țară. Eu cred că mulți făceau lucrul ăsta. Atunci găinile nu le cumpărai din comerț, adică trebuia să o tai ca să o mănânci. Ce zici, să jucăm adevăr sau provocare? Nu știu cum, dar hai. Începi tu, Anastasia. Dă-i lui Alexandru o întrebare. Ce vă place să mănânci foarte la tot fermă? Eu ador meseria mea, dar vreau să recunosc că un pic am obosit. Iată că în ultimii ani am lucrat zi de zi, 7 din 7, 12 din 12 și cumva un pic mi s-a tăiat la un moment dat de bucătărie, dar acum, mulțumit la restaurant, redescoper pasiunea mea față de bucătărie. Noi bucătarii suntem niște picturi în farfurie, eu mereu asta am spus, dar este un lucru stresant și nu pot să-mi spui că nu e așa. În Moldova, eu când am ajuns acasă în 2016, și mi s-a spus că se lucrează două cu două, pentru mine asta a fost un șoc, da? Adică două lucrez, două acasă. Okay. Eu în Italia, am 14 ani, lucram 6 cu una, adică 6 zile lucrez și una acasă. N-ai niciun echilibru dintre viața de familie exact, și exact. Eu pe Nicolas, pe băiatul mare, până la 4 ani, practic nici nu l-am văzut. Eu venim seara acasă, el dorne, dimineața mă trezeam, el deja era la școală sau la grădiniță sau tot dorne și tot așa mai departe. Dar în schimb îți dă foarte mult satisfacție. Ideea este dacă înainte se realizau, nu știu, medicii și juriștii, apă cum și că bucătar poți să avea succes. Dar tu de ce ai renunțat la bucătărie? Hai să te auzim. Eu am lucrat în palazele pariziene, știi? Acolo deja hotel de 5 stele plus. Și am ajuns la un moment dat să lucrez cu tineri de 17, 18, 22 de ani. Șeful meu avea 23 de ani, dar ei erau pasionați, nebuni de bucătărie. Ei deja, scopul lor era să atingă stelele, știi? Să aibă o stea Michelin și așa mai departe. Și am zis că eu nu pot să țin ritmul băieților așa, dar nici să lucrez la o chibăbărie nu vreau. Și ajungând la etapa asta în care eu nu mai făceam față, trebuia să stau foarte mult la muncă și erau cerințele foarte mari, nu-mi mai vedeam fetița, eu aveam și fetița mea, avea 2 ani atunci când eu lucram în bătărește. Și am zis că nu, trebuie să fac o alegere, ori. Ori la bal, ori la spital. Da, și am ales să continui studiile mai departe după bucătărie. Am făcut iar altă școală. Și la șef la cuțit ai descoperit că ai pasiunea asta de bucătărie nu, și nu? Nu, și la șef la cuțit eu când m-am înscris, eu încă lucram în bucătărie, dar ei m-au sunat 2 ani mai târziu pentru că era pandemia și atunci nu chemau de psihotare, știi? Asta a fost un semn de la Dumnezeu, mulțumesc, Doamne! O sună taxi și zic, taxi ai câștigat? Nu, ei, nu, hai zic că ai câștigat, nu! Bun, hai punem și ulei, dacă așa. Sau șef, s-a persul pus, da? A pus șef. Cum acolo, adevăr sau provocare, da? Și mă pune să fac găină, aveți de tăiat? Nu. Provocare e o zi la good vis majuț. Ei, dar păi publicul nu poate să vadă provocarea asta. E, putem să-i arătăm? Așa e Nicușor. Da? Cât e ziua de comentarii. A tot puternica Nina Hariton. Câștigătoarea a 11-lea sezon șef la cuțite. Dacă vreți să o vedeți în bucătărie la good, avem nevoie de câți comentarii, Nina? Dacă avem 500 de comentarii că vor să gătească pentru mine, facem și un concurs cu cei care au comentat, unul din ei vin să guste, plătești tu. Mănâncă gratis, Mănâncă gratis. Nicio problemă și noi gătim împreună și mănâncă gratis. Noi aducem farfuria telespectatorului. Hai, 500 de comentarii, băieți, da, dați-i bătaie. Super, repede, ia uite, 2, 3, 4, deja. Eu zic să comentați și voi, să nu stați degeaba. Băieți, 500 de comentarii și o vedem la good pe Nina, facem o cină. Și 2000 de comentarii și noi ducem să filmăm vlog în Franța. Ați auzit sau nu? Vă rog, mă rogel Dumnezeu, vreau la Bagonia. Vreau la Franța, viva la Franța! Hai, 2000 de comentarii, Orlov, pune bani deoparte! Care a fost cea mai complicată mâncare gătită din nevastră? Eu nu știu dacă există lucruri complicate să gătești atunci când nu iubești să faci asta cu suflet. Când nu știi un produs să-l gătești, tu-l iei în mână, îl simți și încerci să-l asociezi altor produse, gen băi, asta parcă miroase a usturoi, dar asta parcă mai miroase a ceapă, dar cum gătesc eu usturoi, dar cum gătesc ceapa, dar cum gătesc carnea aia, știi? Și îți vine ideile. Dar așa cel mai greu nu cred că există. Există preparat greu de gătit? Nina, persoană extraordinar de solară, cunoaște lucruri în bucătărie. Eu am urmărit un pic la final parcursul la șef la cuțite. Șapo, bravo, felicitări. Băi, și poți spui ceva rău despre persoana care a câștigat șef la cuțite. Bravo. Dar eu am înțeles că cineva dintre ele e pasionată de bucătărie. Oleac. Oleac sau oleac mai tare? Am vrut să mă duc să fac cursuri de bucătar. Ce fain. Păi nu-ți trebuie cursuri de bucătar. Aici sunt eu. Este restaurant. Ți-ai luat peste el ca frumușel. Și ai venit 2, 3, 4, 5 zile și stai în bucătărie. Și încerci. Și vezi, îți place, e pentru tine sau nu e pentru tine.
simplu. Problema asta o rezolvi în 3 secunde. Da, asta chiar e super, Alexandru. Eu aș zice să încurajeze astfel de persoane care vor. Eu te aștept oricând dorești, îmi spui cu zi înainte. Și eu. Da. Și te puși de treabă. Intri în bucătărie, îți prezint la șef bucătar, la toți băieții la echipă. Secția rece este în mâinile tale. Te bagi? Mă bag. Precis. Da, accept și mă stăruiesc să fac tot posibilul. Să sprinească și să merg înainte. Dacă avem 500 de comentarii, eu când vin să gătesc la tine, o luăm pe Lena cu noi ajutor de bucătar. Gata. Deci 500 de comentarii acolo trebuie să fie neapărat. Tu îți dai seama că și ei? Da, clar că și ei. Când ești acasă data viitoare? Dar eu iau și bilet de avion, nu-i problemă. Ce ne facem noi pentru urmăritorii noștri, Alexandru? Se lucrează foarte ușor cu ei. Foarte bravo, adică lămurești foarte clar, înțelegi foarte repede ce ai de făcut, cum. Uite, hai să-ți arăt aici cum poți. Uite, ca să nu torni așa mult ulei, ții cu degetul tău aici, vezi, un pic așa. Și faci doar așa, știi? O fată foarte capabilă, veselă, interesantă. Hai să punem masa. Abia aștept să gust toate bunătățurile astea. Hai, trebuie. Ce poate fi mai bun în astea? Decât vara, niște roșii cu brânză. Doamne, ferește, bune, rău. Hai să luăm asta, să-i dăm lui Alexandru. Asta tot vara e tare bun. Da. Să șuca eu. Ia uite. Și sar la bătaie și se fac. Ține-a. Hop. Sună bine? Foarte bine. Bun. Hai, tăieță. Asta era cadoul meu pentru tine. Gata, mulțumesc. Scuze. Ca câștigător șef la cuțite. Mulțumesc. Era normal, 80.000 de euro. E bun și harbuz. Mulțumesc frumos. Dar voi să mănâncă harbuz cu brânză și cu pâine. Da. Da. Alaltă era mâncat harbuz cu pâine. Dar am înțeles, amu, este un trend nou, harbuz cu lămâie, cu zeamă de lămâie. Da, am înțeles că e extraordinar de gustos. Mai avem de făcut și piersici, Nina. Eu mie tot nu-mi place dacă nu-i gătită. Bine? Bine, dar asta e foarte bun. Mie la vită cel mai tare îmi place. Tu poți să o mănânci și caldă și rece. Cu exact, salată, da. Cu ulei, cu vinegru, cu... Da. Nu știu cine a făcut sosul, dar e foarte bun. Și eu numai așa am vrut să-ți laud piersici cu busuioc, cu menta franțuzească. Tak, să putem te aștept la Good. Școala de bucătare s-o faci în variante rapide. Într-o luni de zile te fac. Rachetă. Dacă rezești. Dacă mă apuc, o duc până la capăt. Sunt bucuroasă că ați fost alături de noi. Vă mulțumim frumos pentru o zi frumoasă și vă mulțumim frumos pentru că ne-ați învățat multe lucruri noi, care o să ne fie de ajutor în viitor și vă mai așteptăm.